Toată averea lui Dumitru Dragomir va fi moștenită de familie, mai exact de către fiul său Bogdan și cei doi nepoți, Robin și Bogdan Călin. Tot imperiul de 100 de milioane de euro va merge către ei. În timpul sărbătorilor de iarnă, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre momentele deosebite de la început de drum. Întrebat ce cadou a primit de la bunicul său de Crăciun, Bogdan Călin, unul dintre nepoți, a răspuns: îmi amintesc un tricou pe care mi l-a adus Piții de la Roma cu toate autografele jucătorilor, de la Totti la De Rossi, ceva de vis. Dumitru Dragomir a intervenit spunând: am fost la un meci al Romei cu Mircea Sandu, parcă, iar după partide știu că l-am primit cu dedicație de la președintele italienilor. I-l-am adus lui Bogdan și s-a bucurat foarte tare și acum are tricoul pus deoparte. Robin și Bogdan Călin sunt cei doi nepoți ai milionarului. De-a lungul timpului, bunicul lor le-a oferit sfaturi foarte prețioase, având o relație apropiată cu ei. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal profită de orice ocazie pentru a fi alături de nepoții săi. Mărturisește că merge peste tot să-i vadă cum joacă fotbal. E normal, sunt sângele meu. Nu există dragoste mai mare pe pământ decât dragostea pentru nepoți, a mai spus Dumitru Dragomir.